Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona Sud. Am urmărit un meci între băieții de la Real București și cei de la Sălaj Boys. Sunt alături de Marius, de la Real București. Cum ți s-a părut meciul din seara asta, Marius? Păi, meciul din seara asta a fost un meci bun ca și ultimile, numai că de data asta e o premieră, am și câștigat după 10 etape. Yay! Sper să le salvăm de la retrogradare, mai avem două etape, avem șanse mari, ținând cont că am bătut azi. Meciul trecut tot așa, am făcut un meci bun, dar numai neșansa a făcut să pierdem. Doamnește, să scăpăm, să salvăm Realul, ca să mă mai vezi și la anul. Unde vă situația acum în clasament cu victoria aceasta? Păi, cu victoria asta am trecut din nou pe 16, în fața lui Fair Play și a lui Ambianței București. Acum sperăm să nu câștige, cum am zis, data trecută. Poate ne menținem așa. Momentan, acum suntem salvați. Dar ne mai trebuie o victorie în ultimele două meciuri și cu siguranță scăpăm de retrogradare. Cei de la Fair Play au acum meci după voi. Poți să stai să te uiți, să vezi ce fac, să vezi dacă te bucuri sau nu. Nu, aș vrea să văd rezultatul, că așa să stau cu emoții, că poate conduc, poate așa văd direct rezultatul. Cum am fost surprins și data trecută că au bătut, așa pot să fiu și acum, nu e problemă, dar sper să nu bat. Tu asta speri, nu? Păi asta sper, să ne salvăm și noi de la retrogradare, că zic că merităm. În ultimele meciuri am jucat foarte bine, azi am avut și noi mai mulți jucători, 9 jucători, băieții au fost doar 6 și s-a văzut diferența, chiar am jucat foarte relaxați azi. Mult succes vă doresc în continuare! Mersi, la fel! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat!